Hei, hei, salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Pești, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord, în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi, atât al 12-lea semn zodiacal, luna august 2024, care se pare că nu este o lună tocmai ușoară pentru multe zodii. Haideți să vedem care sunt mesajele care vor să vină către voi din partea spiritului și o să începem cu arcanele majore, să vedem care este arcana care urmează să vă guverneze și să vă influențeze, de ce nu, în luna august. Oh, dragii mei, peștișori, pleacă la plimbare, tâgdâm, iacă-te cartea carului. Și aici vorbim despre, în primul rând îmi vine cuvântul echilibru, da, echilibru acela interior care te ajută să vezi în ce direcție vrei să mergi din acest moment înainte. De asemenea, putem vorbi categoric despre călătorii pentru unii dintre voi și iacă-te, spune spiritul, lucrurile, dacă până acum au fost într-o oarecare stare de stagnare, încep să se miște. Bun, arcana carului este alături de voi, curajul de a face o mișcare într-o anumită direcție. Și să vedem care este și titlul transmisiunii pentru luna august. Happiness, foarte bine, foarte frumos, fericire. Se îndreaptă peștișorii mei către fericire, se urcă în carul lor, ghidat de suflet, ghidat de emoțiile lor pozitive, evident, pentru că altfel nu ai cum să ajungi la fericire. Vedem o transformare frumoasă, da, pentru peștișori, acel vortex care se învârte în jurul lor și fluturii care ne arată transformarea. Bun, să fie către fericire și împlinire. No, bun, mergem mai departe cu bilețele și să vedem care sunt cuvintele cheie pentru dragii mei pești în luna august. Și, ok, interesant, pentru că avem cifra 7, șaptele vorbește și despre legătura cu divinitatea, fără doar și poate sunteți născuți într-o dată de 7 sau data voastră de naștere, dacă este din două cifre adunate, ele fac 7. Cei care au 7, da, sunt născuți pe 7, 16, 25, da, ale lunii, au, șaptele este recunoscut în numerologie ca fiind cifra geniului. Sunt persoane cu un IQ ridicat, sunt persoane foarte, foarte inteligente. Ideea este că ele gândesc foarte, foarte mult, da? Și asta s-ar putea cumva să îi epuizeze. No, bun, șaptele îl vedem aici ca și indiciu. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce mai avem. Tot pe cifre mergem cu peștișorii și vedem cifra 1. Și 1 vorbește despre self, despre sine, despre identitate, despre leadership, da? A fi lider, nu știu, poate prin ideile pe care le ai, pentru că tot gândești atât de mult, dar gândești și bine, să ne înțelegem, poți ajunge, da, să reintri, dacă n-ai fost până acum, în controlul vieții tale, ne arată și începutul. Iată, 17 este și arcana stelei, care vorbește despre a fi ghidat, să ajungi către steaua ta, la ceea ce te face fericit. Bun, poate ești născut pe data de 17, cine știe. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Interes. Urmărește interesul sau cineva și urmărește interesul, o să vedem. Interesul tău este să fii fericit cât mai mult posibil. Și vedem și mâini. Nu știu dacă ceea ce vei face și ceea ce îți aduce fericire, împlinire, nu știu, îți folosești mâinile, oricum mâinile le folosești la foarte multe lucruri, dar vorbește și despre a aduce în concret ideile pe care tu le ai. Sau poate ai de-a face cu cineva în gemeni, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord, în gemeni, spune spiritul. Și hai să mai vedem încă un indiciu, octombrie, iacă-te și talerele balanței, acolo poate aveți de-a face cu cineva în balanță, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord, în balanță, sau veți culege niște roade foarte frumoase în acea lună. Și ultimul indiciu, să-l vedem de aici, succes, da, succes, reușită și fericire. No, bun, hai să mergem și pe calea astrelor și să vedem ce se mai arată pentru peștișori în luna august. Casa a șaptea, iată șaptele, îl vedem acolo, l-am văzut de fapt. Casa a șaptea, casa iubirii și a relațiilor, iese în evidență. Și o să vedem noi ce anume ne mai spune și ce, opa, ce mai avem aici. Inspirație și susținere din partea universului pentru peștișori în luna august. Legătura cu spiritualitatea oricum este puternică, s-ar putea să fie ceva accentuată în această lună. Și vedem și casa a cincea, da, casa jucăușeniei, casa copiilor, casa creativității, da?
să faceți lucrurile din pasiune. Da, foarte frumos și casa a 10-a, casa carierei și a succesului. Nu știu dacă unii dintre peștișori, ia câtă vor avea, să zicem, succes cu ceva legat de creativitate, da, într-un fel sau altul. Nu știu, lăsați-vă imaginația cât mai liberă posibil și lăsați pasiunea să iasă la suprafață, pentru că s-ar putea să se întâmple acolo niște lucruri foarte frumoase, niște combinații foarte frumoase care să vă ducă la împlinire și la fericire. Bun, sau poate unii dintre voi aveți talentul, da, de a lucra cu copiii, cu adolescenții, cine știe. Nu, haideți să vedem ce mai avem. Un Mercur în Fecioară, în casa 8-a, îl vedem de data aceasta. Nu știu, acum e bine de reținut acest lucru. Dacă tu ai anumite idei, nu trebuie neapărat ca toată lumea din jurul tău să aibă ideile respective. Da, această carte a criticii și a extremismului, am impune eu părerile și ideile asupra ta, nu ne avantajează. Da, ține-le pentru tine, cine vrea să le înțeleagă de bine, cine nu, asta este. Da, poate altă dată, poate niciodată, nici măcar nu mai contează lucrul acesta. Dacă ai de-a face, știi că ai de-a face cu persoane care încearcă, da, să-ți bage pe gât niște lucruri, lasă-le în plata Domnului și vezi destul de drumul tău. Mergem mai departe și haide să vedem și alte indicii care vor să vină pentru dragii mei peștișori. Uf, limitările prin teamă, prin frică, ia vezi, cineva întinde mâna către tine, da, vrea să ajungă la tine și tu te dai 2, 3, 4, 5, 7 pași înapoi acolo din teamă, vezi, dacă mai stai în acea teamă, gândește-te că acea fericire nu se poate materializa, dar este ceva de vindecat la nivelul emoțiilor, spune spiritul acolo, poate mai este ceva de lucrat, ia că te zodiile de apă, da, apa reprezintă emoțiile și aici vorbim de pești, rac sau scorpion, poate aveți de-a face cu astfel de persoane. O lecție extrem de importantă de învățat pentru voi, dragii mei peștișori, în continuare, este această lecția una la mâna așteptărilor, da, să înveți să nu mai ai acele așteptări din partea oamenilor. Oamenii sunt așa cum sunt, ei ca atare, îți convine, nu-ți convine, asta este, nu-ți convine, poți să te duci în altă direcție, da, și a respectului și stimei de sine. Nu sta să-ți bage cineva pumnul în gură și să-ți controleze viața și să-ți spună ce să crezi și cum să crezi și cum să trăiești și ce să faci și mai departe, da? Ridică-te de acolo, ieși din limitările acelea și du-te pe drumul tău, da? Pentru că, iată, din cauza acelor limitări, din cauza acelor frici, există tendința asta de a fi închis la nivel sufletesc și, repet, fericirea nu poate ajunge, da? Dacă ești în această poziție. Adu-ți aminte, ia câte awakening, trezirea, Doamne ajută, inshallah, so mote it be, să-ți aduci aminte cine ești cu adevărat, să-ți aduci aminte de esența divină ce ești, că vreau să spun care este în tine, dar este greșită formularea, tu ești această esență divină, trebuie să te trezești și în momentul în care ți-aduci aminte de această lumină, de această divinitate, nu ai cum să mai stai în acele umbre pe care le-am văzut mai devreme. No, bun, da, dă-ți voie să ai ceva mai multă grijă de tine și toată compasiunea pe care tu o arăți lumii întregi să o aduci cât de cât, cât mai mult posibil, haide să-i spunem așa, și asupra propriei persoane. Este esențial să faci lucrul acesta. Eu știu că peștii sunt un semn mai aparte. De ce? Pentru că au tendința să se pună pe cruce pentru toată lumea, au tendința să se sacrifice, fiind al 12-lea semn zodiacal, dacă mai ai și un nou număr de destin nou acolo, s-a terminat șmecheria. Bine, nu s-a terminat, dar ideea este că trebuie să-ți aduci aminte că și tu contezi și în primul rând tu contezi, da, haide să mă corectez. Uite ce vrea să vină către tine, be open to receive, îți spune, fii deschis să primești, pentru că vedem închiderea aici, tu de aici, din această poziție, ar fi bine să ieși, să deschizi sufletul, mintea și mâinile, de ce nu, pentru a primi niște daruri care vor să vină către tine din partea Universului. Vedem abundența, vedem fericirea care vrea să vină către tine, dar există aceste condiții de a nu-ți fi frică să te deschizi și a nu-ți fi frică să primești lucruri în viața ta. Mergem mai departe cu mesajele din partea Doamnei Lună și să vedem și Doamna Lună cu ce anume îi întâmpină pe dragii mei peștișori, poate cu o nouă poveste de dragoste, pentru că vedem luna nouă în balanță, da, ceva nou pe parte de iubire poate să arate, dacă sunteți singuri și sunteți în căutarea iubirii, dacă sunteți într-o relație, poate să ne indice
un nou nivel, da? Să se treacă la un nou nivel în acea relație, în momentul în care tu îți descoperi valoarea de sine, în momentul în care tu renunți la anumite așteptări ca să nu mai stai în suferință și vezi, păi, îmi place și pot accepta ceea ce este de bine, nu am suficient respect față de propria persoană încât să plec din acea situație. No, bun, hai să vedem ce altceva ne mai spune. Ne vorbește despre manifestare și să fie peștișorii atenți unde își poziționează energia, unde își canalizează energia. Pentru că ceva acumulează energie și urmează să se manifeste. Ia că ce-ți mai spune, să ai curajul să faci primul pas. Pentru că există limitările acelea prin frică pe care le-am văzut și poate ai vrea să începi ceva, ai vrea să mergi către cineva, dar îți este teamă că vei fi refuzat, că vei fi ridiculizat, că vei fi, cine știe, da, fiecare cu ale lui. Și atunci îți spune, nu-ți mai fie teamă, ieși din limitările fricilor și să ai curajul să faci primul pas, că o să fie bine. Exact. Crede că totul este posibil. Nu mai pune acele etichete că nu e prea frumos să fie adevărat, n-are cum să se întâmple pentru mine lucrul acesta și așa mai departe. Pentru că tu crezi că nu meriți niște chestii. Tu meriți tot ce este mai bun și este mai frumos pe lumea asta. No, bun, și nu mai tu, toată lumea, da? Să ne înțelegem. Mergem mai departe tot cu astrele și tot despre trezire vorbim, Doamne ajută, inshallah, să mă utit bi, eclipsa în Vărsător care vine și vorbește despre trezire fără doar și poate. În momentul în care tu îți dai voie să, și aici am să fac o paranteză pentru că vreau să spun să te duci acolo în interiorul tău, în momentul în care stai tu cu tine, în conexiune cu tine, lucrurile pur și simplu se rezolvă de la sine. De ce? Pentru că îi permiți energiei să curgă într-un mod liber în interiorul tău, în jurul tău, da? Și atunci nu mai opui rezistență. Dă-ți voie, nu știu, poate să meditezi, poate să stai tu în sfere cât mai înalte, pentru că ție în fire să faci lucrul acesta. Oferă-ți aceste momente de curgere liberă a energiei cosmice și să vezi cum lucrurile în jurul tău încep să se așeze. Bun, și vedem o lună în rac, fie tendința voastră de a-i, cum să ne zic eu, avea grijă, da, vreau eu să inventez un cuvânt, dar nu mai inventez, lasă așa, de a avea grijă de toți de ceilalți din jurul tău. Ai tendința să faci lucrul acesta și să o faci pe mama eroină. De ce? Pentru că există o nevoie acută, să spunem, în unii dintre voi de apartenență. Simt nevoia să aparțin, nu vreau să mă simt abandonat, nu vreau să mă simt respins și atunci am tendința să am grijă de toată lumea, da? Am tendința să mă pun pe cruce pentru ei. Ei, vezi tu ce faci cu lucrurile acestea. Mergem mai departe cu soarele în taur care anunță o creștere, da? Pe parte financiară, dar această creștere pe parte financiară apare de ce? Este în strânsă legătură cu felul în care tu te vezi pe tine și în strânsă legătură cu nivelul acela de merituozitate, da? Pe care tu ți-l acorzi. În momentul în care eu consider din toți rărunchii că merit, da, și că ceea ce fac merită, nu știu, valoarea respectivă, da, atunci lucrurile se arată. Bun, și tot cu taurul mergem mai departe. De data aceasta vorbim despre o eclipsă în taur. Poate unii dintre voi, dragii mei peștișori, în această lună august, vă veți opri să faceți o reevaluare a ceea ce înseamnă sau a ceea ce este important pentru voi când vine vorba de lucruri materiale, da? Ce este într-adevăr important pentru mine? Mai am nevoie să mă dau peste cap pentru asta sau nu? O reevaluare se vede acolo și haide încă una, mai cere spiritul de aici. Și vine cu o eclipsă în Capricorn, iată tot în zodie de pământ, care vorbește despre schimbări de direcție, noi direcții, în momentul în care tu stai și te gândești ce este important pentru tine. Vreau să mai stau să fac lucrul acesta, îmi aduce bucurie și împlinire sufletească sau nu? Și mulți peștișori vor ajunge la concluzia că nu-i mai satisface ceea ce fac în momentul de față și vor schimba direcția de drum. No, bun, mergem cu Osho mai departe și să vedem și el cu ce indicii vine, iată, fie mesaje de iubire sau mesaje pe care le vei primi din partea unei, nu știu, amic, prieten și așa mai departe cu doiul acesta de cupe, sau pot fi și niște planuri legate de călătorie pentru unii dintre voi. Și uite și frica ta, nu știu, frica de a comunica, frica de a răspunde la mesaje, frica de a te deschide
când vine vorba despre iubire și când vine vorba despre conexiuni, și aici e paradoxul, îți dorești foarte mult aceste conexiuni, dar când se întâmplă, pur și simplu, gheață la mal. Bun, din nou șaptele pe care l-am văzut la început, aici se numește răbdarea și vorbim despre încredere. Probabil unii dintre voi veți planta niște semințe sau veți da naștere unor noi drumuri în această lună și este nevoie de credință, de încredere și de răbdare. Lași acel lucru să evolueze într-un mod natural. No, poftim! Atașamentele de trecut aici trebuie lucrat, lăsate acele atașamente, acele gânduri care ți-au făcut capul pătrat, țăndări, ia uite ce e aici, lasă-le în spate, lasă-le acolo unde le este locul și dă-ți voie să te deschizi către noutate și asta te va duce la abundență, poftim. Este foarte simplu, dar spune spiritul, formula este foarte simplă. La rădăcina pachetului vedem spânzuratul, cartea care vă reprezintă în tarot la urma urmei. Și aici Oșo a numit o nouă viziune, da? În momentul în care eu mă percep altfel, în momentul în care îmi stabilesc altă valoare, să spunem, și în momentul în care mă uit la ceea ce se întâmplă în viața mea dintr-o altă perspectivă, lucrurile se schimbă și succesul, reușita, victoria. Asta țin de felul în care eu mă văd pe mine și ceea ce îmi spun eu despre mine și despre viața mea în căpușorul meu. Bun, mergem mai departe cu Cupid Deck și haide să vedem. Domnișoara privilegiată, o vedem aici, poate să fie cineva de la drum, nu știu, ea are numărul 12 exact ca spânzuratul. Și această domnișoară privilegiată, de ce e privilegiată? Pentru că așa vrea ea, da? Pentru că a ales, să aibă grijă de ea, a ales să se răsfețe, dar nu găseam cuvântul, să se răsfețe și să își concentreze energia pe propria persoană, dar poate fi, da, și o domnișoară, nu știu dacă este de la drum lung sau nu, sau veți călători cu această persoană. Vedem orizonturi îndepărtate, dar și faptul că unii dintre peștișori vor reuși să scoată ancora de acolo unde au stat atât de mult timp și să meargă mai departe. Vedem și cartea copilului, poate să fie o domnișoară care are un copil, nu știu. Ok, și ia câte și cartea ocupației. Nu știu, poate pentru unii dintre, sau da, mă rog, pentru unii dintre voi există această pasiune de a crea ceva, dar cartea ocupației vorbește despre a crea lucruri din pasiune. Nu știu, dacă este ceva vestimentar, îmi vine în minte acum, sau să faci ceva pentru adolescenți și copii, așa cum am spus. Uite darul, uite oportunitățile și șansele care vin către tine cu numărul 17, așa cum am văzut cu 1 și 7 acolo. Vine ceva, șansa, poate de a schimba direcția de drum, poate de a face ceea ce te pasionează cu adevărat. Sunt niște șanse extraordinare. Pentru unii dintre voi pot veni aceste șanse prin intermediul unei energii feminine care să vă scoată cumva, să vă dea șansa să ieșiți, că de scos nu vă scoate nimeni cu forța. Din starea aceasta de disperare în care unii dintre voi, dragii mei, ați picat poate în ultima vreme și e bine să ieșiți de acolo, The Lovers. Ia câte cartea îndrăgostiților, apare iubirea pentru unii dintre voi. Dacă acolo era bubița, sau pot apărea, ia câte noi contracte, noi parteneriate. Da, ceva nou apare, vedem și cartea curtoaziei. Nu mergem mai departe, dragii mei peștișori, și să vedem și Lenormand cu ce lucruri vine către voi. Și vine cu moartea și transformarea, ceva trebuie să se încheie, ceva trebuie să lași în urmă. Sau poate unii dintre voi ați încheiat ceva recent. Lăsați lucrurile exact așa cum sunt, dar mergeți mai departe pentru că vin niște șanse extraordinare din ceea ce vedem cu acest trifoi, dar are numărul 2 și îți spune, aceste șanse vor veni către tine în momentul în care vei face alegerea corectă. Și cel mai bine este, da, să te alegi pe tine. Uite, și daruri și cadouri care vin către tine pot fi sub formă materială, da, pot fi sub forma unor oportunități, unor șanse. UK, și ia că, UK, nu știu dacă sunteți în UK, poate sunteți în UK. Vedem această carte a bărbatului, vorbește despre inițiativă, la fel de bine pot fi niște daruri care vin din partea unei energii masculine, cine știe, nu o să fie pentru toată lumea, este cineva care vă iubește sau își exprimă dorința de a intra în viața voastră. Ia câte și cartea căsătoriei, o vedem, poate are intenții de genul acesta, cine știe, și uite și cartea abundenței. Că vorbim despre căsătorie, că vorbim despre un parteneriat care urmează să se întâmple în această lună, clar este că va duce la abundență. Și ia că numărul 34, da, 3 și cu 4, 7, exact ce am văzut acolo.
și vedem niște vești care vin către voi sau discuții pe care le veți avea despre acest parteneriat sau despre aceste daruri care vor să vină către voi. Sunt lucruri pe care nici măcar nu le bănuiți unii dintre voi în momentul de față, spune spiritul, dar vor veni. Poate că vine, iată, o surpriză, o vizită, surpriză, ceva la care nu vă așteptați sau o veste la care nu vă așteptați vine către voi. No, bun, mergem la tarot. La rădăcina primului pachet de tarot vedem asul de cupe și el ne vorbește despre o nouă prietenie, poate vorbi despre o nouă iubire. La fel de bine, poate să vorbească și despre relația ta cu spiritul care să-ți umple cupa sufletului. Hai să vedem ce avem de desubt. Avem chakra gâtului, mesaje de iubire, da, sau comunicare legată de iubire sau de un nou parteneriat. Ai răbdare, îți spune spiritul, una la mână cu șaptele de monede, dar la fel de bine spune să ieși din energia trecutului și să nu mai bați pasul pe loc. Hopa, hopa, cum se aprinde, ia câtă flacăra pasiunii. În peștișori, în luna august, ceva le aprinde sufletul și uite și parteneriatele și alianțele și planurile de viitor pe care peștișorii și le vor face în această lună. Și din nou, arcana voastră, arcana spânzuratului, exact, peștișorul nu mai vrea să stea în ape tulburi, nu vrea să se mai sacrifice. Ajunge să se vadă și să se perceapă într-o altă lumină, într-o lumină cu totul nouă. Sau poate aveți de-a face cu cineva tot în această zodie pești ca și voi. Fricile sunt aici, conflictele mentale încă mai sunt, da, pe aici, pe acolo, și de asta și spune spiritul că mai ai poate puțin de lucrat. În centrul citirii tale este un 6 de monede foarte frumos care vorbește despre creștere pe parte financiară, creștere pe parte chiar și spirituală, de ce nu? Extindere, expansiune prin această colaborare, da, care se anunță. Uite ce trebuie să faci pentru a avea parte de această creștere, să ieși din zona de confort în care te-ai pus tu foarte comod și să vezi ce faci cu acele conflicte mentale, pentru că nu te avantajează. Un 6 de bâte care anunță victorie, succes, reușită, dar și niște vești bune, da, care vin către voi, dragii mei peștișori, în luna august. Veștile, nu știu dacă vin din partea cuiva în leu cu ascendent Venus, lună, nodul nord în leu, la fel de bine spiritul îți spune să adopți această forță, această încredere, da, pentru a putea ajunge la reușită și la succes. Poftim cartea morții și a transformării, o vedem aici. Să-ți dai voie să te transformi, să-ți dai voie să intri în această forță, da, pe care o vedem, și să ieși din zona de confort. La rădăcina pachetului vedem roata norocului, da, destinul care se manifestă, și cu roata norocului putem vorbi încă o dată de mișcare. Mergem mai departe la al doilea pachet de tarot și vedem optul de monede. Aici vorbim despre a-ți perfecționa anumite talente, da, anumite talente pe care e bine să le scoți la suprafață și să lucrezi cu ele până le perfecționezi. La fel de bine vorbește despre a împărtăși cu ceilalți din talentele tale. Și ai să vezi că în momentul în care faci lucrul acesta, da, vor veni foarte multe roade sau beneficii către tine. O, vezi ce vorbești tu, dialogul interior îl vedem acolo cu cinciul acesta de săbi. Vezi ce anume îți spui, vezi ce dialog interior ai, pentru că s-ar putea să nu te avantajeze și într-adevăr va trebui să iei o hotărâre în această lună încotro să mergi. Hai să lămurim și cărțile să vedem. Uite ce blochează pasiunea, uite anxietatea, uite maimuțele, uite fricile. Fricile voastre, uite și împăratul. Nu știu dacă aveți de-a face cu cineva în berbec cu ascendent Venus, lună, nodul nord în berbec, da? Dar vă este teamă să vă deschideți inima, să vă deschideți sufletul. Dacă vorbim de iubire, la fel de bine se poate să ți se ofere ocazia, șansa să fii într-un post de conducere, da? Sau să faci ceva pe cont propriu și să te apuce fricile că n-ai să fii suficient de bun. Hai să vedem, să mergem mai departe și să vedem. Ok, și vedem cartea Hermitului, tendința ta de a te retrage din acest parteneriat sau nici măcar de a nu face un pas către el, poate să apară aici această tendință. La fel de bine spiritul spune, înainte de a trânti ușa în nas aceste oportunități, stai puțin și gândește-te, stai puțin și meditează la ce anume îți dorești tu cu adevărat. Uite ce parteneriat frumos vine către tine și cu treiul de monede și cu treiul de bâte. Dacă tu vrei să fugi de acolo de frică, este fix treaba ta.
Ce trebuie să lași în spate, clar, este starea de sacrificiu, zona aceea în care, nu știu, așa cum am spus, te-ai pus pe cruce pentru toată lumea, dă-ți voie să lași lucrurile acelea în spate și dă-ți voie să mergi în căutarea celor două cupe rămase pentru a ajunge la împlinire, pentru a ajunge la zecele acelea de cupe pe care ți-l dorești. Da, vine momentul să faci această schimbare de direcție de mers. Vezi care ți este ghidarea sufletului, vezi ce anume îți spune. Fricile am văzut că sunt aici, hai să vedem ce e și cu conflictele astea mentale. Ce se întâmplă acolo? Da, frica mea de a mă deschide, frica de a ieși din zona de confort, frica de a da drumul la ceea ce am. Păi dacă n-ai să dai drumul la ceea ce ai, nu o să se schimbe ceea ce ai vreodată, da, ai să rămâi tot în acele patru monede, în loc poate să ajungi, așa cum vedem, la șase monede acolo. Wow, soarele și luna unul lângă altul, îți spune foarte clar, se poate ieși din zona de umbră a lunii, da, întunecate, și se poate ajunge la soare, se poate ajunge la expansiune. Dacă vorbim despre iubire, vorbim despre masculin și feminin în echilibru, de echilibru vorbește și șasele de monede de dedesubt. Dar dacă ție ți-e frică să primești lucrurile acestea, spiritul nu prea are ce să facă. Două secunde că trebuie să fac niște abdomene. Și să iau niște cărți de pe jos. Da, amân lucrurile cât se poate de mult și mi-e frică să mă mișc, stau acolo în zona de confort. Este o mare, mare nevoie pentru unii dintre voi, sau în cazul unora dintre voi, de siguranță, nevoia de a te simți protejat, de a te simți în siguranță, dar ideea este că te ține pe loc și te ține în stare de confuzie. Stau și meditez și mă gândesc și analizez și supraanalizez, mai ales dacă ești născut în 7, 16, 25, da? Supraanalizez lucrurile mai mult decât prevede legea și lucrul acesta te și obosește unul la mână, dar te și ține pe loc. Uite ce vești foarte frumoase vin către tine și oportunitatea de a se aprinde această flacără a sufletului o vedem aici. Spune, da, zice spiritul, dacă vrei, evident, da? Încă o arcană care vă reprezintă este Marea Preoteasă și spune ascultă-ți intuiția și intuiția îți spune ce? Pe cartea forței, intuiția îți spune să ai curajul să spui da, să ai curajul să accepți această ofertă care vine către tine și să-ți dai voie să privești cu entuziasm, curaj și, nu știu, încredere, da, de ce nu, către viitor și să accepți acest parteneriat. Asta îți spune intuiția ta. De două ori cartea morții și a transformării, da, mesajul este foarte clar, taie firul acesta care te ține legat de fricile acelea și te ține legat de atașamentele de trecut, vine momentul renașterii, vine momentul ca tu să mergi mai departe, pentru că o ofertă foarte frumoasă vine către tine, da, este o ofertă stabilă, poate nu se manifestă atât de repede pe cât ți-ai fi dorit tu să se manifeste, dar oferta este stabilă și poate fi de lungă durată. Da, asta trebuie să lași în spate, trădarea de care ai avut parte sau de care zici tu că ai avut parte, pentru că este o frică bine rădăcinată acolo de trădare. Lasă lucrurile acestea în spate și dă-ți voie să primești ce vine către tine, pentru că vine foarte frumos. Uite, invitația la a-ți deschide sufletul și la iubire și, cum ți-am spus, te duce la abundență și la o relație foarte frumoasă și stabilă. Mergem mai departe cu amorul ghebos și să vedem ce spune. Ce spune? Dacă sunteți, nu știu, poate într-o relație sau ați fost într-o relație și ziceți voi că s-a întâmplat și trădări acolo, îți spune că nu a fost suficientă iubire, nu a fost suficientă atracție și respect ca acea relație să țină. Așa că lasă trecutul în spate și nu te mai ține de el. Iubește-te în primul și în primul rând pe tine, pentru că dacă nu te iubești pe tine, nu prea ai cum să iubești pe alții, spune spiritul. Așa că vezi ce faci tu acolo. Ok. Poate e bine, iată, să te retragi dacă știi că ești într-o situație în care nu ești dorit, nu ești apreciat, nu ești iubit, se simt lucrurile acestea, pleacă, respectă-te suficient de mult și pleacă de acolo. Dar rămâi optimist în ceea ce privește iubirea, pentru că lucruri noi din ceea ce vedem vor să vină către tine. Și să vedem și din Baby Amor Ghebos ce anume mai avem. Self-love, dă-i cu iubire de sine, este extrem de important să faci lucrul acesta. Unde te duci, unde te duci, da.
Dă-i cu iubire de sine, pentru că ce vine către tine este perechea ta perfectă, it's the perfect match. Doar că ți-e frică să vezi lucrul acesta, urmează semnele și indiciile, pentru că vor fi peste tot și intuiția îți spune foarte clar, oh, ok. Discută, da, sincer, cu partenerul tău de viață, spune ce ai de spus, spune inclusiv temerile și fricile tale, pentru că dacă există într-adevăr iubirea acolo, partenerul tău va înțelege și va fi alături de tine și vedem Twin Flame Union. Pentru unii dintre voi vorbim despre uniunea acelor două flăcări gemene. Mergem mai departe, se pare că am vorbit foarte mult la peștișori, mergem mai departe și ia că te vedem mesaje care vin către voi, posibil mesaje de la drum lung, poate legate de deschiderea unui nou drum în fața voastră, se deschide ceva nou care te duce la soare, te duce la victorie, la reușită și, bineînțeles, la fericire, așa cum am văzut. Îți spune spiritul, din frică, nu te opri, nu te opri aici, mergi mai departe, chiar dacă îți țâțâie fundul, du-te pentru că ai să-ți mulțumești mai târziu. Ia să vedem, succes, uite succesul, uite reușita, uite fericirea. Cum vin către voi? Poate este nevoie de ceva purificări, nu știu dacă pe sistemul digestiv, dar asta îmi vine în minte acum. Poate este nevoie să lucrezi pe putere personală și să ai curajul să primești succesul și fericirea în viața ta. Eliberează-te! Eliberează-te de trecut și ai să vezi cum lucrurile se vor schimba într-un mare fel. Și să vedem și de aici ce mai avem. Da, ascultă-ți intuiția, pentru că intuiția ta îți spune niște lucruri. Din nou numărul 7, da? Îți spune ce e bun și ce nu e bun pentru tine. Uite ce vine către tine. Comoara de pe insulă, care are și abundență, da? Financiară, are și iubire. Și vine la momentul potrivit, cu condiția să dai drumul trecutului. Încă o dată îți spune, nu mai reda pe ecranul minții tale același scenariu din nou și din nou și din nou și din nou, că nu ai să ajungi nicăieri. Să-ți dai voie să te desprinzi de zona de confort, da? De piedestalul ăsta pe care ai stat atât de mult timp și să ai încredere în aripile tale. Uite și forțele înalte care sunt alături de tine și îți dau cheia, îți dau răspunsul la întrebarea sau întrebările tale și îți ghidează pașii către cel mai bun traseu, să spunem, pe care ai putea să fii. Și să vedem și de aici, dragii mei, peștișori, ce avem. Din nou legătura cu divinitatea, Arhanghelul Uriel și chakra coronă. Atenție la vise, atenție la semne și simboluri. Nu știu, repet, poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă sau spiritul îți spune, indiferent câți au mușcat din inima ta, nu te închide când vine vorba despre iubire. Pot veni noi contracte și noi angajamente pe partea de iubire sau unii dintre voi chiar veți semna niște contracte în această lună. Da, dezamăgirile le vedem aici într-un mare fel, dar e bine să nu te concentrezi pe acele dezamăgiri. Asta este, este ceea ce este și dă-ți voie să mergi mai departe, dă-ți voie să-ți repui în echilibru emoțiile tale, dar pentru asta în primul rând trebuie să le privești, pentru că emoțiile tale sunt extrem de importante. De ce? Pentru că ele îți creează realitatea. Dacă eu tot stau și mă gândesc la trădare, gândește-te ce am să manifest. Poftim, vine momentul să plec, vine momentul să ies dintr-o situație unde poate nu mă simt bine, nu mă simt iubit și apreciat. Am văzut doamna de cupe, iată-te și pe frumușelul satului, tot de cupe. Despre asta vorbim, cu această pereche perfectă pe care am văzut-o mai devreme. Asta este condiția, să crești, să deschizi poarta limitărilor tale și să primești iubirea în viața ta. Să vedem și mesajele din partea îngerilor pentru dragii mei peștișori, pentru luna august. Desiree spune în felul următor, înainte de a lua o decizie în această lună, nu știu, uită-te la mai multe opțiuni sau cere ajutorul și ghidarea îngerilor și observă care sunt răspunsurile și semnele. Și Azur care îți spune în felul următor, ceea ce îți dorești vine către tine în viitorul apropiat, ai răbdare și încredere și nu forța lucrurile să se întâmple. Și mai avem Arhanghelul Mihail care vine și îți dă curajul de a face niște schimbări importante în viața ta în această lună și mai ales îi ajută pe unii dintre voi să meargă către scopul lor divin, misiunea lor din această existență. Și Athena care îți spune că este în regulă să fii puternic, dar să accesezi acea putere din interiorul tău care are ca și sursă iubirea, da? Nu furia și alte treburi.
Să vedem și sfatul de aici, după care vom vedea zdrâncănelele, hopa, două, zdrâncănelele pentru peștișori. Cere. Îți spune felul următor, este în regulă să ceri ajutorul, nu este un semn de slăbiciune, nu, este un semn de iubire de sine. Și vacanța, poate e bine să pleci în vacanță sau poate chiar ești în vacanță atunci când mă asculți, este timpul să te duci în vacanță și să te duci în acea vacanță la care tot ai visat, nu mai amâna lucrurile, trăiește-ți viața. Să vedem și zdrâncănelele, trâncănelele pentru dragii mei peștișori, pentru luna august. Ce avem noi aici? Iată, avem creștere pe parte financiară, schimbări benefice pe parte financiară, a treia oară moartea și transformarea, o vedem aici. Un triunghi roșu ne indică energia masculină sau un semn de foc, poate fi pasiunea pe care am văzut acolo sau aveți de a face cu cineva în semn de foc, așa cum am văzut cu arcana împăratului. Și cu această frunză vine spiritul și îți indică că vine momentul să lași ceva în spate, să schimbi anotimpul. Vă arăt imediat ceva foarte interesant. O pisică, nu știu ce am vrut să zic, o pisică neagră, este o pisică care stă pe o creangă, nu știu dacă aveți pisici sau nu, dar pisica asta este în echilibru, da? În momentul în care ai să înveți să te iubești și să te apreciezi pe tine, vei fi în echilibru. Ce vreau să vă arăt aici, că tot vorbeam despre perfect match, despre perechea perfectă, ia că te vedem masculinul și femininul în echilibru. O, nu știu cât se vede, o frunzuliță, da, care este argintie, energia lunii, femininul, și o frunzuliță care este aurie, energia solară, energia masculină. Dragii mei peștișori, acestea au fost mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna august 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă doriți mai multe informații și citiri bonus, vă puteți înscrie, da, puteți deveni membri ai acestui canal. Vă aștept cu drag și până data viitoare, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!